Bună tuturor, bine ați venit sau revenit pe canalul meu. În acest episod o să facem infonizarea, sau mai bine zis, reacția sau analiza la două episoade care sunt într-un același promo. Așa că nu uitați de like, subscribe, plus scroll pe cer ca să ajungem la suma de 600 de abonați și să începem. Deci, astăzi vom analiza promo-ul pentru finalul sezonului 5. Mai sunt două zile, iar finalul sezonului 5 vine și o să vină cele două episoade care au mai rămas. Ei bine, au mai rămas două episoade. Confirmare și episodul ultim și cel mai bun, recreere. Cele două episoade o să-și facă apariția în această sâmbătă în limba franceză, dar poate o să-l dublez eu. Apropo, urmează și o analiză a celor două clipuri, ambele episoade își vor face apariția în același timp, adică unul după altul. Finalul este unul wow. Așa și-au făcut apariția poza de copertă a episodului 26, recreere, și arată efectiv incredibil. Dacă nu uit la edit, o să aveți chiar acum o poză pe fundal. Deci, aici o vedem pe Buburuza, artul de fei, care e transformată în Lady Dragon, alături de Jessica, care e transformată în doamna, nu mai știu cum, apărăm, dar și pe Mini Bunnix. Cele patru supereroine își fac, sunt cele patru eroine ale lumii. Toată lumea se bazează pe ele, mai bine zis, întreaga lume. Deoarece, dacă nu se va întâmpla asta, îmi pare rău să o zic, dar lumea va fi ale Gabriel timp de câteva minute sau ore. Gabriel creează această armată cu ajutorul inelor alianță și toată lumea care are un inel alianță o să fie acumatizați cu ajutorul lui Churgisan. Adică toți oamenii din lume, chiar și pe Adrian, de asta Motan Noir nu este în poza de final, deci promul se deschide cu un costum de buburuză medieval, dar și cavaler, care vrea să salveze pe Adrian de către un dragon, adică Gabriel Agres, tatălui Adrian. Dar acesta este doar un vis, sau mai bine zis, un mic coșmar. Ce pot să zic? Un mic coșmar. Ei bine, când Maline se trezește extrem de speriată și o azvârlă pe Tiki din pat. Dar cred că, după barierea mea, cred că n-a reușit să o salveze, iar dragonul a răpit princesa, adică pe Adrian. Și să trecem în continuare. Gabriel a transmis tuturor un virus coșmarurilor și acum vine un cadru extrem de trist. O vedem pe Natalie, care mai are doar câteva minute și se va stinge din viață, dar ea și în ultimele ei momente se gândește numai la Adrian, cum să fie bine lui. Ei bine, ea are o arbaletă, mai bine zis un crossbow pe engleză. Are și o săgeată în el care vrea să tragă în Gabriel. Scuzați-mă, dar tocmai ce am filmat încă un episod, urmează să apară, de asta mă mai bâlbui un pic. Plus că am și un scenariu aici și e foarte rău. Fătă-l de urmă astăzi. Așa, ok. Natalie a încercat să tragă, dar din păcate n-a reușit. Gabriel s-a transformat în monarh foarte repede, așa că Natalie a leșinat de la sperietură, doar ce era frică că cumva monarh să-i facă ceva. Din fericire, monarh nu este chiar atât de crud și o să o ducă pe Natalie în cameră. Cât ei urcă cu liftul, ei nu știu că un cadru se deschide cu buburuza când vine la Gabriel acasă. Ea vede
tableta maestrului Fu, care a plecat din serial în sezonul 3, dar s-a mai întors în sezonul 4, un episod și gata. Și după aia a plecat. Așa că, din păcate, identitatea lui Mayura este descoperită. Și anume, este descoperită că Mayura a fost în tot acest timp Natalie. Ei bine, atunci Natalie și Monarch își fac apariția în cameră. Buburuza se ascunde când îi vede pe Monarch. Este surprinsă deoarece descoperă... Buburuza se ascunde și vede tot. Monarch se detașează în Gibier, iar Buburuza află identitatea lui Hakmat, Sadomort și, în sfârșit, Monarch. După ce Gabriel părăsește camera, Natalie îi explică Buburuzei planul lui Gabriel și îi dă un sfat super bun care o să ajute pe viitor, și anume să se detransforme ca să nu mai fie urmărită. Iar atunci Natalie moare lângă Buburuza când îi explică. Ei bine, armata lui Gabriel vine spre Buburuza deoarece în tot acest timp a pândit-o. Și, ei bine, cred că Gabriel știa că e acolo, dar a vrut să facă totul mai dramatic. Așa că, ce să vedeți? Buburuza își aduce aminte de sfatul lui Natalie, adică să se detransforme la loc. Se duce în bucătărie, într-un sertar, sau ce-o fi, am uitat cum se numește, într-un dulap se bagă, mă scuzați, iar se detransformă. Îi dă de mâncare lui Tiki și în acest timp Black a ajuns la marine să-i dea miraculosul deoarece Adrian a fost și el acumatizat. Dar ce să vedeți? Ei bine, atunci își face apariția Gabriel, care se transformă în Monarch și zice Ladybug, adică Buburuza. Și după aia când vede facerea lui marine zice Marine, Dupin Chang. Iar atunci Marine zice nu, Tiki, Black, uniți-vă. Și atunci apare unificarea care am așteptat-o în tot acest timp din sezonul 1, când i s-a zis că miraculoșii pot fi unificați. Așa că o vedem pe Bug Noir. Ei bine, urmează o mare luptă între Bug Noir și Monarch, deoarece este lupta finală a lui Monarch. Ei bine, în acest timp, Buburuza reușește să ia miraculosul lui Monarch. Mai bine zis, îi dă cu yo-yo-ul și miraculosul lui Monarch cade în apă. De atunci nu se știe ce s-a întâmplat cu lui, deoarece n-a apărut, din păcate. Ei bine, Buburuza încearcă să-i dea a doua șansă lui Gabriel și se detransformă spunând Spots and Claws off. Gabriel profită de situație și zice venin și îi dă venin lui Buburuza, adică lui Marinette. Gabriel ia cei doi miraculoși, îi pune pe jos, îi pune pe Kwame și zice Tiki, Black, dorință! Și ei bine, atunci Tiki și Black primesc formele umane și îl vedem pe Black, care este transformat într-un om matur, adică mai bine zis într-un om, dar nu prea om, și pe Tiki, și pot să-i arată, au niște forme wow. Dar ei bine, ei se unifică și se transformă și devine un nou Kwame, și anume Kwame-ul realității infinitului și distrugerii. Ei bine, acest Kwame se ocupă cu dorințele, se vede. Ei bine, Monarch aruncă toate inelele alianță și când aruncă miraculosul veninului, adică pe polen, adică alianța lui, Marinette primește devenin și atunci se întâmplă magia, și anume se îndeplinește dorința. De aici nu știm ce dorință s-a pus, se anume, s-a pus oare dorința
ca Adrian să fie fericit, să revină Natalie și Emily la viață, sau să fie Adrian fericit. Ei bine, nu putea să spune dorința să fie și Emily, dar și Natalie să se trezească, deoarece avea doar o dorință. Așa că eu cred că a ales ca Adrian să fie fericit cu mama lui, dar el să intre în comă sau să moară. Ei bine, nu o să vă zic mai multe, deoarece nici eu nu am mai multe informații. Deci, acesta a fost un promo uimitor de mare, unul dintre cele mai mari promouri și cel mai bun. Nici eu nu cred că ați putea să fac un promo foarte bun, bine, și eu fac promouri bune. Deci, băi, eu sper că v-a plăcut acest episod. Dacă vreți să vedeți și episoadele întregi, poate o să postez pe canal episoadele întregi în română. Ei bine, nu uitați un like, subscribe, clopoțel, iar noi ne auzim data viitoare. Să văd o susține foarte mare prin like-uri și suma de 600 de abonați m-ar ajuta foarte mult să realizăm această sumă de 600 de abonați. Iar noi ne auzim pe data viitoare cu ei bine, cu ei bine, videoclipuri miraculoase. Pa, pa! Apropo, urmează mare mare episod mâine și poi mine, așa că fiți pe fază, mai urmează, pa, pa!